mineral care mântuiește. Poporul român a avut această răspândire în istorie și nu numai nimic n-a fost tragic în acest mineral, ci prin răspândirea este de fapt urmată de înviere. Cred eu că această strădanie de a scoate la lumină aceste personalități, documentarul, memorialul acesta, deci, memoria exilului românesc, care face parte și această întoarcere a lui Vintilă Horia, toate aceste strădanii, eu cred că fac un ecou și mă bucur că în această seară am avut această priveghere împreună cu Vintilă Horia, am obișnuit să spunem. Într-un context în care, într-adevăr, românii plecați le redescoperă pe Dumnezeu, chiar dacă redescoperă pe Dumnezeu, dar important este că au una acasă pe care îl poartă cu ei oriunde în lume și întotdeauna există, așa cum a văzut și la Vintilă Horia, această dorință de a se întoarce acasă. Vă mulțumim, vă îmbrățișăm cu din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți, ceea ce ați făcut. Este, îi spuneam, Doamne, că este o mare tezaură pentru că ați văzut atâtea personalități, pentru că Vintilă Horia, care au dat mărturie despre această mare personalitate, despre care, sincer, foarte puțin dintre noi am știut. Vintilă Horia avem aici și bucurăm de această reeditare a lucrărilor lui Vintilă Horia. Eu am rămas impresionat, nu știu dacă este Călătorii către Cetele Pământului, este altă editură. Impresionat, într-adevăr, câte domenii a putut să cunoască un om și felul în care ne-a integrat în mod creștin, tradițional. Avem nevoie de asemenea modele și, încă o dată, vă îmbrățișăm. Vă mulțumim dumneavoastră pentru răbdare, cei care ne-ați însoțit în acest itinerar, în această priveghere. Marța viitoare vom avea din nou o întâlnire. Este organizată de Societatea Macedo-Română, dar eu am propus această întâlnire duhovnicească de marță viitoare, pentru că l-am cunoscut pe Părintele Elefterie Mihail, sau Mihale, cum zice. Deci, în noiembrie se împlinesc, domnul? 11 noiembrie. L-am cunoscut la Agapia Veche, este mormântarea de Advent. Ne vom face încă o seară duhovnicească în această încercare de a scoate la lumină aceste chipuri minunate care exprimă o cultură, o cultură așezată în credință. Vă mulțumim, Doamne ajută!